Un om care vrea să creeze și să educe. Fotbalul reprezintă, în primul rând, un mijloc de educare. Exact cum se spunea că poeții sunt muritori de foame, așa se spune despre fotbaliști. Obiectivul nostru este de a da o șansă tuturor. Cât de multe comentarii și critici s-au adus. Dar n-am văzut niciun mesaj în care să vină cu soluții. 12 milioane de euro. Da. Iubesc fotbalul, iar acolo e... Am să folosesc o expresie din limba rusă, vârf și pilotaj. Mă numesc Mocanu Ioan și oaspetele meu de astăzi este Grigore Țăpordi, fondator de companii, familist, jurist și antrenor în cadrul Academiei de Fotbal Viitor. Da, Academia Viitor. Grigore, ce n-am spus eu față de introducerea pe care ți-am făcut-o ție? M-ai spus prea multe, poate. Prea multe? Da. Dar cum ai face ca să fii mai puțin? Un om care vrea să creeze și să educe. Care vrea să creeze, da, și atât educe. În familie, cât și în societate, în entitățile, comunitățile pe care le creez sau unde, din care fac parte. De unde a venit dragostea asta pentru educație și creație? Cred că a venit din copilărie, fiind într-o familie cu 4 copii. Întotdeauna am fost învățat să împărțim. Cred că așa s-a format valoarea de altruism, de a împărți, de a oferi celorlalți. Iar pe parcurs am dezvoltat făcând asta. Dar a fost inspirat de către părinți sau a venit instinctiv în cadrul familiei? Sunt surse de inspirație și de la părinți și de la alte rude și apropiați și comunitatea, dar cred că propriile experiențe ne formează. Mm-hmm. Ok. Și care a fost, să spunem, cea mai puternică experiență care, în care ați luat decizia că educația o să fie principalul aspect pe care doriți să-l creșteți sau să-l dezvoltați? În perioada copilăriei, când am format un grup din prieteni care practicam împreună fotbalul, atunci am înțeles puterea grupului, a comunității pe care am creat-o noi, la început mai restrâns, apoi cei care s-au alăturat, activitățile pe care le făceam, afecțiunea pe care ne-o expuneam unul față de celălalt și felul cum reușeam să desfășurăm aceste activități cu atâta plăcere, cu atâta entuziasm pe atunci, a determinat pentru noi aproape fiecare din cei care au format acest grup să ne implicăm social, să avem ca obiective de viață crearea de comunități, de grupuri și ulterior deja am urcat pe trenul care trebuie și am pornit în această direcție. Ok. Ce reprezintă fotbalul pentru tine? Fotbalul reprezintă în primul rând un mijloc de educare, un sport care disciplinează și educă deopotrivă și în același timp care angrenează sănătatea. Da. Este o pasiune puternică, face parte din viața mea, a oamenilor care mă înconjoară și niciodată nu am rețineri de a juca, a privi, a împărtăși fotbalul sub orice formă. Cum ați ales din multitudinea de sporturi pe care mai sunt în Republica Moldova și peste tot cunoscut în lume, ați ales strict fotbalul sau... Nu-i doar fotbalul sau fotbalul special? Nu este doar fotbalul. Eu sunt un pasionat de sport în general. Îmi place să practic și voleiul, și notul, și tenisul de masă. Basketul am jucat și în școală și ulterior. Dar fotbalul este cel mai aproape, pentru că consider că poate fi cel mai important mijloc colectiv de a transmite emoția, de a educa spiritul de echipă, de a opta pentru un mod interactiv în educație. Eu cred că este una dintre metodele educației non-formale prin care noi putem schimba societatea. Dacă privim fotbalul ca un mod de a educa, ca un mijloc de a educa. Și cumva fotbalul momentan este mijlocul cel mai puternic de a educa și de a experimenta, spunem. Da, eu cred că este unul dintre mijloacele puternice. Pentru că implică toate cele 4 componente de bază, atât mintea, cât și corpul, sănătatea noastră, inima, emoțiile pe care ne exprimăm, sentimentele noastre și spiritul, recunoștința,
starea de bine pe care o avem noi, încrederea, stima de sine. Ceea ce duce la dezvoltarea armonioasă a oricărui om. În special tinerii, care reprezintă prioritatea de bază a noastră, copiii și tinerii. Am înțeles. Dar ați spus și din sat sau din anterior că erați un grup de oameni. Adică momentan tot păstrați, să spunem, relația cu grupul cel de oameni în activitățile pe care le faceți momentan. Că v-a unit la început fotbalul, dar acum vă unește... Da, relația este păstrată, am și dezvoltat, să zicem, ne-am înrudit, ne-am botezat reciproc copii, am mărit comunitatea. Pe alocuri s-ar putea să nu fie atât de strânsă relație cu unii dintre cei care au fost, mai ales unii care au plecat, care au emigrat din țară. Păstrăm legătura la distanță, dar nu e atât de apropiată. Cu atât mai mult cât locuind într-o altă comunitate, se spune că când apar sfinți noi, cei vechi, nu mai fac minuni. Nu comunic atât de mult, nu comunicăm atât de mult cât ne-am dori. Dar oricum împărtășim aceeași pasiune, discutăm chiar la distanță, comunicăm. Și au apărut comunități noi, să spunem așa. S-a completat deja cu garda tânără, cu cei care vin din urmă, care au preluat anumite obiceiuri ale noastre și creștem sub forma asta. Legat de fotbal, care este cel mai mare scop sau obiectiv pe partea de educație și sport, sau dacă le punem împreună? Scopul depinde în timp, cum e. Cel mai mare încă nu știm, pentru că cât avansăm, cu atât devine mai mare și mai mare. Este un proces dinamic, în continuă schimbare. Mi-ar plăcea foarte mult ca să fiu implicat într-un proiect în care din țara noastră o echipă să joace în cupele europene. Mi-ar plăcea foarte mult ca să avem o calificare a selecționatelor noastre, să avem tineri care, la fel de bine cum fac fotbal, se implică și în celelalte aspecte ale vieții sociale și reprezintă modele pentru comunitate. Și nu ar mai fi desconsiderat cei care fac fotbalul. Eu, ca profesie, sunt jurist, dar apreciez foarte mult munca pe care o fac cei care sunt implicați în procesul educațional, așa o numesc eu, în procesul de pregătire a tânărului fotbalist. Sunt direct implicat în asta și înțeleg ce înseamnă asta. Este vorba de soarta unui om și ar trebui să vedem mai mult decât doar o activitate sportivă, făcută printre altele. Așa cum s-au creat astăzi mituri în societatea noastră, exact cum se spunea că poeții sunt muritori de foame, așa se spune despre fotbaliști. Nu ajunge unul de nu știu care. Cine a spus că nu poate face o carieră din asta, nu poate reprezenta un model pentru societate de implicare activă, de schimbare? Deocamdată nu avem o cultură fotbalistică dezvoltată în comunitatea noastră și nu vorbesc aici doar de Republica Moldova, dar în special de Republica Moldova, și sper că în timp lucrurile se vor schimba. Nu doar sper, dar facem în fiecare zi câte ceva și noi. Pentru că dacă nu aplicăm fiecare fitul însuși schimbarea pe care o dorești lumii, pe care o spunea Gandhi, nu cred că avem șansă să reușim. Nu e suficient să ne dăm cu părerea și să sperăm că o să întâmple ceva. Trebuie să ne implicăm fiecare de la nivelul la care se află. Okay. Cum vă implicați momentan în construcția acestei sau creșterea acestei generații? În primul rând, prin managementul pe care îl exerce în cadrul Academiei Viitorul, Asociației Obștești, prin echipele pe care le creăm. În afară de asta, am și funcția de antrenor. Mie îmi place foarte mult life coach, antrenor de viață să numesc, cred că asta fac antrenori acolo, nu toți. Suntem conștienți, eu și echipa din care fac parte, entitatea despre care spun, Academia Viitorul, că nu toți vor ieși fotbaliști sportivi de performanță. Dar cred că fiecare trebuie să aibă șansa să devină oameni educați. Și asta este premisa de la care pornim noi. Să oferim un model de încredere, de stimă de sine, de educație, pe partea pe cele patru componente despre care spuneam mai înainte. Și în privința minții noastre, cu instrumentele specifice. Și asta e un proces dinamic, un proces care trebuie să dureze în timp. Menționați ce faceți diferit față de ceea ce fac
restul cluburilor pe piață de la noi din Republica Moldova, parte de educație și fotbal sau doar fotbal. Aș rămâne tot aici, la elementul educațional. Nu zic că nu sunt greșeli, greșeli sunt oriunde. Important cum le constatăm și cum lucrăm asupra lor. Și mai ales cât valoare punem în ceea ce facem noi. Unde vrem să tindem. Obiectivul nostru nu este acela de a pune accent doar pe partea de performanță. Obiectivul nu este doar de a selecta cei care au capacitatea genetică să ajungă la un nivel de performanță în fotbal. Obiectivul nostru este de a da o șansă tuturor. De a educa generația. Pentru că fotbal presupune atât abilități pe care le obținem în echipă, ca parte de leadership, de a conduce echipa, de a coagula acțiunile, de a reuși să depășească conflictele în mod colectiv, de a depăși anumite situații mai neplăcute, când, de exemplu, a pierdut echipa, sau atunci când există un conflict în echipă și atunci trebuie să te afli în rolul unui mediator sau în rolul persoanei care e vizată acolo și atunci trebuie să știi cum să o depășești. Astea sunt momente de viață pe care se întâmplă și noi le putem improviza de la o vârstă a copilării și chiar tineri și mai târziu ne ajută foarte mult pe fiecare. Am trecut prin asta personal și am înțeles cât de mult m-au ajutat. Și atunci am spus că mi-ar fi plăcut să creez condiții și altora. Să treacă prin aceste experiențe, să învețe și să fim toți mândri de activitățile pe care le avem și rezultatele lor. Am înțeles. Pe când previzionați ca echipele din Republica Moldova, de exemplu, să ajungă în Champions League? Nu m-aș expune referitor la echipele din Republica Moldova. Nu pot să o fac din numele altora. Nu-mi place să critic ce fac sau nu fac alții și să mă expun. Aș prefera să rămân în cercul de influență, în zona pe care o controlez și să nu mă duc în cercul de preocupări, în zona care e specific celorlalți sau depinde de ceilalți, de factori externi. Aș spune că după proiectul pe care l-avem noi în următorii 15 ani, ar trebui să avem o generație nouă care ar face diferență. Asta vreau să spun. Dar cred că individual ar face diferența colectiv pentru a completa ce am spus. Dar cred că individual vom avea rezultate mult mai devreme. Deja sunt rezultate. Uh-huh. Și sunt tineri talentați și cred că poate la un alt nivel să evoluăm în toate cupurile europene, în toate competițiile, să ajung în cluburi importante din toată lumea. De exemplu, după meciul Moldova-Danemarca, mi-a scris un tată care are un băie de 7 ani, uh-huh, și mi-a spus că vrea să meargă și el la fotbal. A zis că motivația lui cea mai puternică este că Moldova a pierdut la 6-0 și a zis că el vrea să facă parte din viitoarea echipă a Moldovei care să câștige. Da. Noi știm că există două surse ale motivației. Evită durere sau primește plăcere. În cazul de față, probabil că evită durere, nu-și mai dorește să treacă fiecare dintre cei care iubim acest sport și care suntem parte componentă acestui teritoriu, avem apartenența la statul nostru, ne doare ceea ce se întâmplă. Uneori ne doare și pentru echipe care nu reprezintă țara din care facem parte, dar aici cu atât mai mult. De ce ne doare? Că avem anumite așteptări. Avem așteptări. Am vrea altfel să întâmple. Fiecare am vrea din noi să ajungem pe stadion și să putem să ridicăm drapelul țării deasupra capului sau fularul și să intonăm imnul țării și să strigăm Hai Moldova. Dar plăcea la fiecare. Nu vreau să comentez. Da, e regretabil ce aici se întâmplă. Ce aici a fost, cu meciul și cu Danemarca și alte meciuri și cu Israelul, aseară a fost prestația care au avut-o. Nu cred că este o problemă doar individuală sau măcar colectivă a grupului. Eu cred că este o problemă de sistem. Eu așa cred. Și vina o poartă toți, inclusiv noi. Acei care ne implicăm într-o formă sau alta sau nu ne implicăm într-o formă sau alta. Și atunci ar trebui fiecare să ne raportăm la noi și să înțelegem cum facem lucruri diferite. Cei care sunt la federație să-și îmbunătățească și să vadă cum sau să plece dacă nu pot să facă asta. Cei care sunt în societate să înțeleagă cum pot să contribuie la creștere. Prin ceea ce fac sau prin ceea ce promovează. Nu, am văzut după meci
cât de multe comentarii și critici s-au adus. Dar n-am văzut niciun mesaj în care să vină cu soluții. Cam asta e părerea mea referitor la, la acest capitol, da? Da. Aveți o soluție? Da. Soluția este ce își fac în fiecare zi. Okay. Eu cred că trebuie de construit poduri, nu ziduri. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că fotbalul unește. Eu cred că nu trebuie să existe dezbinări. Și atunci când două echipe joacă, măcar de-am învățat din joc, când două echipe joacă una împotriva celelalte, trebuie să-și respecte adversarul. Și să respecte regulile stabilite. Ori aici pe toate planurile nu se mai respectă nimic. Nici ca management a ceea ce se întâmplă pe interior, nici a relației cu oamenii implicați sau mai puțin implicați, nici ca comunitate, felul cum suntem, nici ca implicarea statului. Absolut. Eu n-am văzut, dacă vorbim acum și de influența politicului în domeniu, deși e un domeniu care nu-mi place să vorbesc și să mă implic nici sub o formă, dar n-am văzut nicio forță politică de la proclamarea independenței până astăzi care să aibă un program ambițios pe partea de sport în general sau mai în particular despre fotbal, să aibă un program electoral, să aibă un program clar cum ar vrea să crească. N-am văzut. Asta așa, ca o sugestie pentru unii care ar putea, da. Am văzut din, știu că jucați și fotbal, jucați inclusiv în clubul Academiei Viitorul, am văzut într-un meci că ați marcat un gol în minutul 55 împotriva Slobozia Mare. Ce emoții aveți când marcați gol? Emoții frumoase, este emoții colective în primul rând, pentru că fiecare gol, ca și fiecare victorie, este rezultatul colectiv, nu este individual. Și atunci este adevărat că este o emoție a satisfacției, a împlinirii pe moment că s-a întâmplat, dar eu prefer să o împart cu grupul. Este vârsta sau în categorie de vârstă în care oamenii trebuie să joace fotbal și nu? Da. Nu este limită. Nu este limită de vârstă. Singura mențiune, și nu trebuie să fim naivi, nivelul la care joacă poate fi raportat cu vârsta cumva, dar în rest cred că este binevenit să joace fotbal la orice vârstă. Și sunt modele foarte sănătoase în care se poate fi dezvoltat fotbal la alte vârste, prin fotbal de veterani, prin activități profesionale, prin faptul de a impulsiona alte domenii sociale, sindicatele, patronatele care ar putea să aibă un impact puternic în promovarea fotbalului, inclusiv prin unele reguli, prin unele cheltuieli care ar putea fi deductibile atâta timp cât s-ar implica în activități de agrement și sport pentru cei care lucrează în diferite companii. Iar aici ar fi trebuit să existe un plan de țară la capitolul ăsta. În cadrul unui program complet să se regăsească asemenea măsuri și atunci cei care sunt implicați în domenii, împreună cu cei care exercită guvernarea sau politicul, să conlucreze eficient pentru că se creează aceste condiții. Care este definiția dumneavoastră pentru succes? Mai greu. Eu cred că succesul este particular pentru fiecare în parte. Dacă m-aș raporta la o definiție auzită de undeva, spune că oamenii de succes sunt oamenii care obțin ceea ce își doresc, iar oamenii fericiți sunt cei ce doresc ceea ce obțin. Okay. După mine, da, depinde cum ne raportăm. Un om de succes este un om care valorifică la maxim eventualele oportunități, creând sau dezvoltând cea mai bună versiune a sa și oferind valoare celorlalți. Așa cred eu. Ok. Până la acest moment, aveți regrete? Toți avem, dar regretele sunt mai mult de ceea ce n-am făcut și trebuia să fac. Sunt legate mai mult de ce n-am făcut, dar ar fi trebuit. Vă judecați pentru asta sau? Nu. De judecat, nu. Da. De ce? Pentru că unul dintre principiile operaționale din viața mea spune că uneori câștigi, alteori înveți. Dacă ai atitudine nepotrivită, nu pierzi niciodată, spune John Maxwell. Care este
motivația sau inspirația pe care o luați din, din viața de zi cu zi sau din ce activități o luați motivație? Da, eu i-aș spune inspirație, da? Dacă vorbim despre ceva mai puternic, motivația poate să dispară până ieși după ușă, îți treci și atunci dispare motivația. Iar inspirația e un pic mai puternică, este propriul de ce. Și atunci când îți cunoști obiectivele, când știi valorile pe care le ai tu și știi exact încotro te îndrepți, atunci ai suficientă suficientă inspirație ca să faci lucrurile, să le faci într-un mod diferit, să oferi valoare și să crești. Deci cred că pentru mine funcționează foarte bine obiectivele pe care mi le trasez. Asta stă la baza inspirației pe care o am în fiecare dimineață ca să fac lucrurile să se întâmple. Dar care sunt activitățile zilnice pe care... Adică în fiecare zi le faci pentru a ajunge sau atinge obiectivele? Nu, bun, sunt diferite activități. Sunt anumite ritualuri, cum le numesc eu, cum ar fi ora de vitalitate, o oră pe care trebuie să o petreci atunci când toți ceilalți dorm și în care lucrezi asupra ta ca să crești. Asta contribuie foarte mult ca începutul de zi. Un start bun valorează cât jumătate de curs, era o expresie. Te ajută ca să pornești cu dreptul pe cursa pe care o ai în fiecare zi. Sunt diferite activități, ține de time management, felul cum îți administrezi activitățile, nu timpul, dar activitățile, așa ca să te încadrăm în timp, că timpul e tot una pentru fiecare, tot 24 de ore avem. Și atunci trebuie activitățile să le gestionăm eficient și să le prioritizăm, să începem cu prioritățile noastre, să înțelegem care activități ne pot ajuta să ajungem la obiectivele pe care le-am stabilit și să îndrăznim mai mult. Iar atunci când ne este frică, tocmai asta trebuie să facem. Pentru că frica e ca o perdea de fum. Pentru ca să înțelegi asta, trebuie să treci prin ea. Faceți și anumite acțiuni, activități din frică? Da, sunt. Sunt diferite. Care special atunci când apare frica, continui cu o intensitate mai mare. Și încerc diferite activități, planific activități. Una dintre... fricile mele s-a transformat într-un vis. Adică dacă chiar mi-era frică din înălțime, cel mai frumos vis al meu este când zbor, când mă aflu la înălțime. Care este activitatea profesională care vă caracterizează, spunem, în mare parte momentan pe care o desfășurați? E complicat întrebare, pentru că deocamdată cumulez câteva activități. Activități de management în cadrul unor companii, activități de consultanță juridică pe care ajutăm comunitatea din antreprenori pe care o creăm și activități în cadrul de management, în cadrul de management și inclusiv de instruire pe, în cadrul Academiei Viitor. Nu pot să zic că le fac foarte bine și la nivelul așteptărilor mele pe fiecare. Există un plan de ieșire din unele activități în timp. Fac corespunzător priorităților pe care le am. Fac eforturi în direcția asta, dar mai este mult. Deci deocamdată trebuie să cumulez atât domeniul juridic cu domeniul de management și cu domeniul educațional. Pentru că eu le încadrez împreună. Adică în cadrul Academiei Viitor noi avem două domenii, partea de sport și partea de educație. Deși noi considerăm sportul parte componentă a educației, felul cum le planificăm și dezvoltăm desfășurat fiecare dintre activitățile noastre, atunci sunt văzute diferit, așa cum apare și pe logo-ul nostru. Și atunci, activitățile, la moment, dacă vorbim despre priorități, partea de educație reprezintă prioritatea zero pentru mine. Dar prioritatea numărul unu? Cred că managementul în cadrul unei comunități. Eu cred în puterea comunităților. Și cred că lucrurile pot fi schimbate atunci când suntem mai mulți. Atunci e o forță. Am înțeles. Dacă momentan ați avea 1 milion de euro, cum i-ați cheltui sau investi? Nu mi-ajunge nici 10% pentru activitățile planificate. La ziua de astăzi
Cred că i-aș cheltuie chibzuit. Chibzuit? Da. În ce sfere? Sau cum? La ziua de astăzi, probabil 100% ar fi investiți în activitățile educaționale pe care le desfășurăm noi în cadrul Academiei Viitor. Mm-hmm. Pentru că reprezintă o parte necesară nouă astăzi pentru a trece la un alt nivel. Dacă vorbim de condiții existente la nivel de academie, partea de fotbal și la nivel de centru educațional, media, inclusiv programele pe care vrem să dezvoltăm educaționale, conceptele pe care noi am vrea să fim promotorii Republica Moldova și în regiunea Europei de Est. Dar dacă momentan ar privi un investitor, care ar fi suma care e necesară, care să ajungă pentru investiții? În următorii 10 ani, 12 milioane de euro cam ar fi. Da. 12 milioane de euro. Da. Să avem. Da. Care sunt plăcerile lui Grigore Țăpordei? Sunt mai multe plăceri, dar eu le-aș numi pasiuni. Da? Cumva sună mai frumos. Că mai avem și plăceri nevinovate de altfel. Fiecare dintre noi le are. Pe lângă fotbalul și mișcarea în general, îmi place mult să citesc. Îmi place mult să fiu în natură, să învăț din natură, să mă cunosc pe mine mai mult în natură. M-aș opri la astea trei, nu m-aș duce departe tare. Ok, ați spus de vă place să citiți cărți. Da. Care este cea mai puternică sau mai impresionantă carte pe care ați lecturat-o până la momentul dat? Biblia. Biblia. Ok. Puteți să ne dați o concluzie cu care ați rămas sau cu o conștientizare? Nu că e o concluzie. Când citești în fiecare zi, o înțelegi în fiecare zi tot mai bine și înțelegi că, de fapt, adevăratele lecții de viață de acolo despre din. Și cu cât mai mult mergem pe partea, lucrăm asupra noastră, cu cât mai mult investim în noi, citim multe cărți, avem programe de instruire, traininguri, educăm noi și atunci învățăm prin asta, înțelegem greutatea cuvintelor care sunt incluse în Sfânta Scriptură, în Biblie. De aceea, dacă ar trebui să recomand o singură carte, ar fi Biblia. După care sunt mai multe. Depinde de nivelul și preferințele pe care le are fiecare. Mm-hmm. Dacă aș vorbi despre o carte de la începuturi care mi-a dat un impuls pe partea de dezvoltare personală, asta ar fi Dale Carnegie, Secretele Succesului, cred că. Mm-hmm. O carte pe care o recomand cu mare drag celor care vor să pășească pe terenul dezvoltării personale. Mm-hmm. Dar dacă aveți o carte și partea de antreprenoriat sau business, care o recomandă? Depinde nivelul la care se află antreprenoria. Nivel de, să zicem, întreprindere mici și mijlocii? Să vrea să crească la un alt nivel mai mare? Nu, vorbesc la nivel de începător sau că vrea să crească, depinde cum este. Când este o persoană care are experiență la nivel de antreprenoriat și se confruntă cu alte probleme și atunci este nevoie în fiecare caz în parte ca să se individualizeze. Dacă vorbim despre cei care vor să fie viitori antreprenori sau sunt la început de cale, eu aș începe cu lucrurile simple, dar foarte pe înțeles, cum ar fi Start în Antreprenoriat de Cristian Onițiu, o carte foarte practică cu sfaturi, cu obiective clare și atunci de acolo pornim cu restul. Știu că aveți un obicei de a merge la meciul El Clasico, Barcelona-Real Madrid. De ce? Care e motivația? Care e de ce-ul? Bun, unul este că iubesc fotbalul, iar acolo am folosesc o expresie din limba rusă, vârf și pilotaj. Este un nivel foarte ridicat în care se demonstrează fotbal în adevăratul sens al cuvântului. Plus că eu rămân de fiecare dată ceva timp acolo și învăț, văd cum se pregătesc echipele de juniori, de copii. Sunt impresionat de comunitatea pe care au creat-o acolo, nu doar pe partea de fotbal, dar pe alte 60 și ceva de echipe pe care le au, de futsal, de handbal, de basket, de tenis, de hockey pe iarbă, hockey pe gheață, patinaj artistic. Orice copil care face parte, și tânăr care face parte din această comunitate a Fotbal Club Barcelona, a Barcelonei, îi se găsește locul potrivit.
specific pasiunilor, preferințelor sale. Și este frumos. Se găsește rostul pe care îl are, un loc în care devine cel mai bun. Și este o comunitate model pentru noi. Am învățat noi și unii colegi de-ai mei din echipă, am făcut online și unele cursuri de management a entității sportive, din metodologia, inclusiv de crearea antrenamentelor, a programelor de pregătire, de la ei și avem multe de învățat încă. Este o cultură pe care, de asta și denumirea, sloganul lor, mai mult decât un club. Este un club, mai mult decât un club, este o familie. Și e frumos de învățat. Iar eu am făcut obiceiul ăsta pentru că e senzația pe care o ai și emoția pe care o trăiești, energia pe care o primești atunci când ești, când participi la acest meci, când iese Messi și toți încep a striga Messi, Messi și 100.000 de oameni și îți dârdăie scaun sub tine. Energia asta spui 10 ani înainte. Dacă nu ai în fiecare an, deci facem aritmetic simplu, 100 de ani înainte, deja ai energie să construiești lucruri frumoase. În plus, sunt lucruri foarte simple pe care le învață acolo, adică au implementat foarte și implementează permanent acea filozofie pe care a creat-o Johan Cruyff în cadrul Barcelonei de a face fotbalul simplu, cum spunea Cruyff, spunea că fotbalul simplu este cel mai eficient, dar a juca fotbal simplu este cel mai dificil, da? Așa, ei asta fac, dar lucrează și pe partea de respirație, lucrează și partea de viteză de luare a deciziilor. Este frumos ceea ce se face și e un model. Și trebuie să învățăm de la cei mai buni dacă vrem să devenim cei mai buni. Este ce multe momente sau lucruri asemănătoare între Academia Viitorul și FC Barcelona? Sau? Da, da. Inclusiv filozofia, principiile de pregătire. Noi am preluat cele 14 reguli al lui Johan Cruyff și am făcut filozofia Academiei împreună cu FC Barcelona și Institutul Johan Cruyff. Care este viziunea Academiei Viitorului? Academia Viitorului în timp trebuie și devine încet, dar sigur, o comunitate internațională. Asta de fapt este, care reprezintă atât un centru educațional, cât și un centru sportiv. O comunitate care creează performere în toate arele vieții. Care sunt cele 5 persoane cu care vă petreceți cel mai mult timp? Da, pentru mine e mai ușor pentru că am lucrat la acest concept, se numește principiul liftului de la John Maxwell, care spune că suntem media celor 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp în viața noastră și nu putem crește, dacă ne aflăm în podul palmei, nu putem crește mai mult decât media celor 5 oameni cu care ne petrecem. Și aș vrea să zic că nu se referă conceptul în mintea mea și așa autorului, că de acolo m-am inspirat, la oameni fizici care există azi. Dar există modele de viață specific priorităților noastre, domeniilor, nișilor în care vrem să facem parte. Și o să zic simplu aici. Mama mea, soția mea, Mahatma Gandhi. Vorbesc acum, fără a explica într-a în detalii, pentru că fiecare are propria poveste, ca să spunem așa. Dar asta este la ziua. Deci mama, soția, Mahatma Gandhi, Johan Cruyff, iarăși, pe care îl citesc, chiar am și tradus câteva cărți pe care le-am cumpărat și erau în limba spaniolă și am venit aici și le-am tradus în română ca să pot să mă inspir. Și atunci cineva s-a uitat și a spus, când am fost acolo, vezi că traducerea n-a făcut-o corect, că nu este în termen de specialitate și atunci a trebuit să retraduc și să mă inspir. Deci, aștia ar fi patru și al cincilea, deși sunt mai mulți, eu aș pune ca prioritar pe fiul meu, de la care învăț învățându-l. Da, fiul meu Bogdan. Cred că aici m-aș opri. Ok. Înseamnă că unul din mentori sau din persoanele care vă învață cel mai mult e și fiul meu. Da, da. Cred că de la copii avem multe de învățat. Și de asta iubesc foarte mult când sunt pe terenul de fotbal cu copiii, când le luași toate celelalte, indiferent de complexitatea problemelor, activităților în care ești implicat, și cobori în iarbă cu copiii.
alergi cu ei, te bucuri împreună cu ei, trăiești emoția cum o trăiesc ei și înveți de acolo. Care este cea mai frumoasă lecție pe care v-a dat oficiorul dumneavoastră? Care vă aduce să aminte? Sunt foarte multe, sunt foarte multe. Nu, mi-e greu să le pun. Fiecare are farmec cu ei, să le pun prin comparație una mai frumoasă ca alta. Sunt mai multe, dar mi-a plăcut foarte mult o situație în care a fost la ziua din astăzi la un prieten, cel mai bun prieten al lui, și venind spre casă, el m-a... Ce-mi vine acum în cap? L-am întrebat, Bogdan, ce ți-a plăcut cel mai tare la această zi de naștere? Și el mi-a spus, mi-a plăcut că prietenul meu era fericit. Și aici este o lecție de viață pentru fiecare dintre noi. Pentru că atunci când avem unele evenimente, avem activități pe care le sărbătorim cumva în viața noastră, atât de mult dăm importanță la pregătiri, la formalisme, că uităm să trăim, de fapt, ce se întâmplă. Ca și cu viața noastră. Alergăm pe un drum care poate nici nu ne reprezintă și înțelegem că la un moment dat, de fapt, n-am trăit frumos acest traseu, acest drum. Dacă l-ați întâlnit pe Grigore Țipărdei, cel mai mare, de exemplu, un acela Grigore Țipărdei, numai cu 15 ani în viitor, ce ar spune? Sau ce v-ar spune? Eu am să-l întâlnesc. Eu sunt sigur că sper să-l întâlnesc, îmi doresc să-l întâlnesc acolo. Eu cred că ar putea să-mi spună el mie mai multe atunci. Mi-ar fi greu să-i spun ce se întâmplă. I-aș spune lui Grigore Țipărdei cu 15 ani în urmă ce ar trebui să se întâmple, da? Dar ce o să se întâmple în viitor, mi-mi vine mai greu. L-aș întreba mai multe. Okay. Dacă l-aș vedea, l-aș întreba. Și l-aș întreba, așa e că facem bine? Dar dacă ne-am dus cu 15 ani în urmă, dacă ne-am duce cu 15 ani în urmă, cred că aș opta pentru aceeași tactică de a pune întrebări pe care aș sugera să-ți trăiască răspunsurile. Ok, mersi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru acest interviu puternic, inspirațional și da, multă informație conținută pentru noi. Și în a doilea rând vreau să mulțumesc Artcore-ului pentru locația în care am făcut această filmare și inclusiv echipei Pascaru Production pentru echipament și oameni profesioniști pentru filmare. Da, mulțumim. Mulțumesc pentru oportunitate. Mersi. Succes!